Bine v-am regăsit, dragi cititori, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald Iubirea în poezia, în cultura persană Astăzi, alături de noi, și aș spune că nu mai are nevoie de nicio prezentare O dragă prietenă, actrița Anca Sigartău, actriță a Teatrului Lucia Sturza Bulandra Și vorbim despre Rumi, pentru că amândoi îl iubim pe Rumi Și pentru că este luna februarie, luna iubirii, iată am ales uh, pentru dumneavoastră sau venim în fața dumneavoastră cu o carte superbă. Este vorba despre Oceanul Sufletului de Rumi, o carte publicată în colecția Înțelepciunea Inimii și, așa cum spuneam puțin mai devreme, uh, face parte din această campanie Iubirea în Poezia Persană. Toate materialele, uh, toate interviurile cu invitații noștri speciale puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald și de asemenea pe canalul de uh, YouTube. Anca Rumi. Bine iată, găsit. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu mare drag și noi îți mulțumim cu recunoștință pentru că uh, ți-ai făcut timp să vorbim uh, puțin despre acest uh, mare poet și acest mare maestru uh, Sufi. Este vorba despre Jalal Udin Rumi. Și despre poeziile sale care ne-au influențat atât de mult. Și iată cât de actual este Rumi pentru omul contemporan, pentru omul occidental, pentru european. Rumi s-a născut în orașul Persan Bal, Ținutul Khorasan, în Afganistan. Tatăl său, teolog și predicator islamic, s-a refugiat datorită. Apropiatei invazii mongole în Anatolia, denumită ca și Bizanțul Rumii. Am aflat și eu cu ceva timp în urmă că Rumi înseamnă Bizanț, lucru care m-a uimit și m-a bucurat deopotrivă, și s-au stabilit în orașul Conia, din zona turistică și comercială a Turciei, anticul Iconium. Rumi mai este supranumit și. Sultanul iubirii, așa cum Ibn Arabi, un alt mare maestru sufi, este numit Sultanul cunoașterii. Deci, iată, Rumi vorbește în poemele sale despre iubirea față de Dumnezeu și uh, la un moment dat uh, o să știu că o să ne reciți, ne-ai pregătit o surpriză, o să ne reciți și câteva versuri din, uh, din Rumi. De ce îți place Rumi? Uh, Rumi, în primul rând, uh... În primul rând, vreau să mulțumesc și eu cu recunoștință editorii Herald pentru că a facilitat întâlnirea mea cu Rumi. Rumi am senzația că este bucățică din mine, că este conținut în ființa profundă a fiecăruia dintre noi este un mistic. Tu mi-ai spus, ai spus la început că este extrem de contemporan. apar n-am, nu știu dacă este atât de contemporan într-o Europa care totuși se depărtează de Dumnezeu, dar există acea legătură cu Dumnezeirea pe care nimeni, nicio politică, nimeni nu o poate, uh, uh, o poate uh, respinge. Deci, uh, rumii se regăsește în interiorul fiecăruia dintre noi. Faptul că, cu atât mai mult pentru un artist. Pentru că dacă te uiți și studiezi opera lui, sigur nu am făcut-o atât, nu sunt un specialist în Rumi, dar sunt un artist, iar ideea de bază a lui Rumi este că întâlnirea cu Dumnezeu se poate realiza și se realizează prin artă, prin poezie, prin muzică și până la urmă prin cuvânt. Cuvântul este instrumentul de bază al actorului. Deci nu ai cum să nu îl iubești pe Rumi. Sigur, stai să te gândești, eu stăteam să mă gândesc că poate e forțată o similitudine cu Bach, dar se știe că mulți și-au pus problema dacă Bach a, nu a compus sub influență divină, ceea ce eu sunt convinsă că așa a fost. Există studii care demonstrează că dacă cineva pe pământ ar copia partiturile lui Bach, nu ar putea avea atâta timp, nu ar ajunge o viață de om. Deci e partiturile neavând ștersături. Se știe că printre foarte cele Printre poveștile despre rumi, se știe că uh, cel care îl ajuta să-i scrie uh, versurile era Husa Medin uh, și uh, spunea că la un moment dat nu a pus niciodată mâna pe un stilou în timpul compunerii volumului Matanaui, da. oriunde se afla. Când îl prindea inspirația, fie că era la școală, la terme, la învie, acest Husamedin scria tot ceea ce el recita și de multe ori nu putea ține pasul cu el, pentru că durau zile și nopți. Și sigur că s-a întâmplat să să nu confună cu lunile, am înțeles că au fost chiar doi ani în care el nu a scris absolut nimic. Iată, această atingere îngerească, o spunem noi în teatru, este, este evidentă în scrierea lui Rumi. Ceea ce mi-a plăcut foarte, foarte mult este că de fiecare dată când ne gândim la o scriere mistică, ne afundăm într-o anumită zonă interioară. E, nu, există acea zonă interioară a ființei profunde omenești, dar uneori o abordează cu foarte mult haz. Și eu întotdeauna m-am gândit că Dumnezeu are umor. Și uh, sigur că de câte ori citesc și regăsesc această bucățică de umor, uh, zâmbesc împreună cu Dumnezeu și asta e foarte frumos. Și cred că aici ar trebui să uh, fim mult mai liberi, să nu ne încorsetăm, Rumi se recită într-un fel sau în altul, sau trebuie... Nu, Rumi este atât de omenesc pentru că relația cu Dumnezeu deși frizează perfecțiunea dintre artist și uh, Dumnezeu, este o relație extrem de uh, liberă. Așa cum fiecare ar trebui să ne regăsim libertatea în relația cu Dumnezeu. Pentru că aceea cred eu, nu vreau să mă exprim axiomatic, dar aceea cred eu că este uh, relația adevărată. Și uh, Um, nu știu, probabil că aș vorbi foarte mult, mi-a plăcut foarte, foarte mult uh, faptul că am găsit uh, povestea întâlnirii uh, dintre Rumi și Shams uh, în, uh, în fantasticul romanului al lui Elif Shafak cele 40 de legi ale iubirii și îl recomand din tot sufletul um, este o poveste foarte frumoasă. Exact cum spuneai și tu. De ce spuneam eu, de fapt, că Rumi este atât de actual prin scrierile sale omului contemporan? Pentru că, într-o societate secularizată, cum este societatea contemporană, cred că vorbim exact despre acea libertate interioară de care tu pomeneai puțin mai devreme. De fapt, prin scrierile sale cumva, el ne ajută să, să, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și cu atât mai mult, și cred că ăsta este lucru cel mai important, cu atât mai mult dincolo de specialiști, dincolo de uh, erudiți, dincolo de persoane care au studiat, să spunem, sufismul, uh, calea mistică a islamului. Când vorbim, de exemplu, cum este cazul tău, vorbim despre un artist, vorbim despre un actor, cu atât mai mult. Poemele, cu atât mai mult mesajul poeziilor unui, unui maestru sufit, precum Rumi, au o importanță covârșitoare Pentru că vorbim aici de o îmbinare între arte Vorbim despre muzică, da? vorbim despre muzica tradițională persană, din spațiul culturii persane Vorbim despre uh, dans și aș aminti aici cine nu știe despre uh, faptul că Rumi a fost fondator al Ordinului Mevlevi, cunoscut și ca dansul am de Cred că băiatul lui ar fi fost, băiatul lui Rumi ar fi fost. Așa am citit eu. Uh, dar sigur că învățăturile... Tata a avut un cuvânt foarte important de spus dansul dervișilor rotitori cunoscut și uh, ca Mevlevi datorită adeziunii adepților săi la practica ceremoniei spirituale Sama. Și iată, știm foarte bine uh, poziția pe care o are un derviș cu o mână ridicată spre cer și cu cealaltă mână ridicată uh, coborâtă spre pământ, uh, până și întreaga uh, vestimentație, da, de la acel turban înalt să-i spunem, și uh, tot veșmântul în care este îmbrăcat, partea de jos, partea inferioară, care seamănă cu un soi de, de fustă foarte, foarte largă, largă sau de rochie, și lungă, exact, în care în timp au se devine, se rotește și devine așa prins ca într-un vârtej între pământ și cer. Foarte frumos! E Și, faptul că, și faptul că uh, picioarele Dervișului, iarăși se rotesc într-un anumit fel în jurul axei sale. Astea sunt, sunt momente de, de pline de, de foarte multă simbolistică. De asemenea, pe lângă muzică și dans iată avem poezia. Deci, cumva toate trei forme de artă rumine transmite un mesaj după multe, multe, multe secole prin, prin toate acestea. Da, este. Este conexiunea reală a omului cu Dumnezeu prin cuvânt și la noi se spune în creștinism la început a fost cuvântul și este această formă și pe, până la urmă toți, toți, poezia este conținută în fiecare dintre noi în momentul în care zâmbim cuiva, în momentul în care ne bucurăm de o rază de soare. Aceea este poezie în formă pură. Ne-am obișnuit să învățăm că poezia este cățeluș cu părul cres la un, un, trei ani la grădiniță, am de recitat, nu, poezia cu adevărat este, este cod, este cuvânt înnobilat de sens, cuvânt dumnezeiesc și asta regăsim la Rumi în forma, după părerea mea, în esență, în cea mai pură formă. Asta e foarte, foarte frumos. Ne repet, accesibilă oricăruia dintre noi. Adică nu trebuie să ne gândim, vai de mine, e codificat, vai, nu o să înțeleg, nu am pregătirea necesară. Nu. Are o asemenea căldură această, această poezie și, repet, și uneori e un pic de haz ce ne asta pregătit? e frumos, acest balans între lacrimă, între, uh, între zâmbet, și uh, realizat prin uh, atingerea asta a, a, a. atingerea lui Dumnezeu. Ce versuri ne-ai pregătit? Uh, cine m-a adus aici? Toată ziua mă gândesc la asta. Apoi noaptea mă întreb de unde vin și ce trebuie să fac aici. Nu am nici o idee. Sufletul meu este de altundeva. Sunt sigur de asta și vreau să sfârșesc acolo. Această beție a început în alt loc. Când voi ajunge din nou acolo? voi fi complet treaz. Între timp, sunt uh, ca o pasăre de pe alt continent, stând în această crescătorie de păsări. Dar va veni ziua în care îmi voi lua zborul. Dar stai, cine este acum în urechea mea? Cine aude vocea mea? Cine spune cuvinte cu gura mea? Cine vede cu ochii mei? Ce este Sufletul? Nu mă pot opri din a pune întrebări. Dacă aș putea gusta măcar o picătură din răspunsul la aceste întrebări, aș putea să evadez din această închisoare pentru cei beți. Nu am venit aici din propria mea voie și nu pot pleca din voia mea. Oricine ar fi cel care m-a adus aici, tot el va trebui să mă ia înapoi. Această poezie, niciodată nu știu ce urmează să spun. Nu o planific. Când sunt în afara ei, devin foarte tăcut și rare ori vorbesc. Cred că această poezie conține întrebările de bază ale fiecărei ființe umane. Ce este sufletul? De ce am venit aici? Când ne vom întoarce? La mâna cui suntem? Deci este o mărturisire atât de frumoasă încât nu aveam cum să nu încep cu ea. Cât despre partea umoristică, în ghilimele, am găsit o scurtă poezie care se numește Învățăcelul Zbanghiu. Îi spuse un dascăl unui învățăcel Zbanghiu. Te du și adumi butelca ce o am de când mă știu. Zbanghiu îi spuse. Două butelci stau pe butuc pe care dintre ele îi vreau să-ți aduc. Da, dascălul! N-am două butelci sub acoperiș. Nu mai vedea mai multe. Nu mai privi cruciș. Zbanchiul îi o, nu mă mai certa. Iar dascălul e, ia una și sparge-o de podea părându-i că sunt două butegi, el sparse una. Atunci nu mai rămase în cameră niciuna. Când spartă fuse una și cealaltă pieri. Zbanghiu ajunge din rele de prinderi și mânii și pofta și mânia îl fac pe om zbanghiu. Fac cugetul să fie nedrept și zurbagiu. Virtutea se ascunde când poftele se îndeasă Din inimă vin văluri ce peste ochi se lasă și apoi de ea un jude mită când jude o pricină. Cum poate să mai știe atunci cine e de vină? Super! Um, Harul divin! Oh, câte ploi căzut au de daruri purtătoare, ca perlele să poată se răspândi în mare. Cât soare strălucită în asamăr nimie, ca nori și mări să învețe tot darnice să fie al chipzuinței soare sclipita pe o goare ca el în veci să, să, fie de boabe primitoare. Cinstită este glia. Ce ai semănat în ea, în tocmai vei culege, căci nu te va înșela. Vezi, cinstea ei se trage din cinstea cea divină, căci soarele dreptății e cel ce -o ilumina. Dar până ce primăvara n-aduce un semn divin, nici glia nu-și dezleagă a ei taină pe deplin. Cel darnic dăruita a celor nensuflețite încredere și cinste și sfaturi potrivite, iar harul lui îndrumă tot ce-i nensuflețit. Mânia lui orbindu pe omul chipzuit, oriunde vrea. El schimbă auzul în vedere și unde află pietre, le schimbă în juvaiere. E un alchimist ce întrece pe oricine în alchimie. Prin el minuni fac sfinții ce întrec orice magie. Când l-am slăvit pe Domnul, eu nu l-am lăudat, aș fi vădit cam viață și viața e un păcat. Să fim ca neființa când stăm în fața lui. Căci oarbă mi-e ființa când stăm în fața lui. De n-ar fi oarbă, ar să ar fi de-a lui vâltoare și ar cunoaște atunci căldura acelui soare. respinși de lumile amândouă. Credea cu, un, cu, înfocare un învățat ghiduș că cerul e ca oul, pământul un gălbenuș. Fu întrebat. Cum are acest astru de țărână în mijlocul boltirii? E în stare să rămână. Precum atârnă în aer o lampă solitară și care nici nu urcă spre înalt, nici nu coboară, le spuse învățătorul. Cum cerul îl atrage din șase părți odată, stă în aer ca în magnetului asemeni e întreg boltitul cer, la mijloc stă pământul, precum un glob de fier. I s-a răspuns, cum oare vrea cerul cel curat spre sine să atragă pământul cel spurcat? Din șase părți odată respinsi acest pământ la mijloc, el rămâne împins decât un vânt și tot la fel alungă desăvârșitul duh. Nevrednicele duhuri, lăsându le în văzduh, de lumile amândouă respinse întotdeauna, cum rătăciră calea, n-au parte de niciuna. Um, și, uh, nu, aș mai avea două, dacă se poate. Te rog una am regăsit o în câteva povești, dar e foarte frumoasă împachetată, de Rumi. Întâlnire cu moartea. Un om de spiță aleasă veni într-o zi în fugă în fața unui rege să-i spună a sa rugă. Avea obrazul palid și buze vineții și îl întrebăm monarhul: Ce s-a întâmplat? Ea zi. Răspunse îndată omul văzui pe al morții înger. Privit-o mă cu ură, încât și acum sânger și regele îi spuse, ce ai vrea să fac atunci? Răspunse omul acela, dă-i vântului porunci, tu păzitor al vieții, ca nindii să mă poarte. Și ajuns acolo, poate că voi scăpa de moarte făcu un monarhul monarh în tocmai ca pe acel om să-l scape și vântul duse în Indii, trecându-l peste ape. A doua zi, la ceasul de sfat și în el pe heruful morții îl întrebă cu imire. De ce pe omul acela privitul ai cu ură? dar l-ai făcut să plece speriat, fără măsură. Heruva a spus, cu ură? L-am privit eu? Oare? Pe o uliță întâlnindu-l privi doar cu mirare, căci Domnul îmi dăduse poruncă și temei, chiar azi ai grijă, Nindi, tu, Duhul, să-i iei. De cine fugi? De tine? Ar fi cu neputință. De cine fugi? De Domnul? Ce nesăbuință. Și. Ultima, extrem de scurtă, ulciorul inimii pe ape se tot duce ulciorul închis bine, căci aerul ce umple deasupra îl menține. De vântul pustirii la untrul de țeplin, pe fața apei lumii tihnit, plutivei lin. Dar fi ca întreaga lume să o ai în stăpânire, vezi, inima ți-ar spune că n-are prețuire. Tu inimați-o închide. Pe ciet lui bine și umpl doar cu boarea cunoașterii Divine. Superb. Cred că această mică poezie era cea mai frumoasă încheiere pentru că este ca o recomandare, ca un sfat pentru a trece mult mai frumos această lume. Să închidem. În inimă, doar lucrurile frumoase, doar lumina. Și pe cât posibil să încercăm, pas cu pas, clipă de clipă, în această lume, să acumulăm cunoaștere divină. O poezie superbă, pe care, de altfel, am reușit, pentru că e de dimensiuni mici, într-adevăr, am reușit și eu să, să o învăț. Rumi are într-adevăr și poemele, aș spune eu, poeme fluviu, întinse pe câte două, trei, poate chiar patru pagini. 5. Da. Rumi, Sultanul Iubirii, în luna februarie, luna iubirii, în cadrul campaniei desfășurată pe site-ul editurii Herald, iubirea în poezia persană, iubirea în cultura persană. Am vorbit astăzi despre Rumi, Jalaluddin Rumi, Cartea Oceanul Sufletului în colecția Înțelepciunea Inimii a editurii Herald. A fost alături de noi și îi mulțumim din suflet pentru timpul pe care ni l-a acordat. Actrița Anca Sigartău, actriță a teatrului Lucia Sturza Bulandra. Îi mulțumim Eu mulțumesc din tot sufletul. Un privilegiu. Și vă mulțumim și dumneavoastră, dragi cititori pentru că sunteți mereu alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până data viitoare să aveți o zi binecuvântată, o zi frumoasă și lectură plăcută, iată, la versurile lui Rumi. Numai bine, la revedere!